Bună ziua! Bună ziua! Ne scuzați, vă rog frumos, deranj aici la dumneavoastră pentru o zi atât de importantă pentru noi și pentru dumneavoastră. Știm de la câțiva parteneri pentru că astăzi este o zi foarte importantă. Trebuie să spuneți care este ziua? Este ziua de naștere! Ziua de naștere, ok. Pentru ca să vă facem o zi cât mai frumoasă, avem pentru dumneavoastră câteva cadouri. Pentru început, aș vrea să vă mulțumim pentru că existați ca femeie, existați ca exemplu, existați ca o demnă, fermă putere care ne puteți conduce și reprezenta tot binele din lume. Pentru dumneavoastră avem aceste flori care vă fie frumusețe și sperăm să trăiască veșnice ca și dumneavoastră. De asemenea, avem o mică surpriză pentru dumneavoastră care să vă reprezinte o amintire. Avem aici un panou cu o fotografie și o melodie cu ziua de naștere. Aveți codul QR code, adică care puteți asculta această melodie. Cuvintele care sunt reprezentate aici, să știți că sunt pentru dumneavoastră. La mulți ani încă o dată. Mulțumesc. Și cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc. Avem de asemenea și câteva cuvinte pentru dumneavoastră, dar pentru început aș vrea să vă întreb. Cum credeți? Din partea cui vine această mică surpriză? Nu știu, vă gândiți, ok. Vreți să spuneți câteva variante sau nu? Mă uit după poză, zic, parcă n-am afișat-o nicăieri, dar... Așa, noi putem găsi. Bine. Atunci citim cuvintele și sperăm că o să ghiciți din partea cui vine aceasta. Draga mea, te felicit din suflet cu ocazia zilei tale de naștere. Unei femei atât de fermăcătoare și minunate. Vreau să-ți doresc bunăstarea personală și momente fericite în viață. Unui atât de bun specialist și angajat, splendid, îi doresc succese mari și perspective inevitabile în activitate. Această felicitare vine din partea soțului, cred că. Doamne Dorina. Opa. Înțelegeți care este colega de lucru pentru domnișoara Deana. Mulțumesc! Aceste cuvinte sunt pentru dumneavoastră, să fie o amintire, o mărturie. Da, vă rog frumos, puteți să-i transmiteți un mesaj de mulțumire prin format video. Mulțumesc frumos, nu știu, m-ai surprins foarte plăcut, ești departe, dar sperăm cât mai repede să vii, să te vedem la masa de sărbătoare alături de noi. Ieri că tare am chemat-o la masa de sărbătoare, eu zic că eu o să vin mâine, ea că au venit, mulțumesc frumos încă o dată. Așa, vă mulțumim și noi, vă dorim.